Atmosfera sărbătorilor de iarnă a fost adusă astăzi în sufletele celor prezenți la Catedrala Episcopală Sfânta Vinere de către grupuri de colindători de la școlile din municipiu, precum și din alte zone ale județului. De la cei mai mici până la elevi de liceu, cu toți au dat glas colindelor spre bucuria celor prezenți. Grupurile de colindători de la școlile din județ, însoțiți de profesorilor de religie, au poposit astăzi la Catedrala Episcopală Înălțarea Domnului din oraș, unde au vestit prin colinde nașterea Mântuitorului Iisus Hristos. Proiectul a fost înfăptuit prin conlucrarea bisericii cu școlile din județ, respectiv prin parteneriatul dintre Episcopia Sălajului, Inspectoratul Școlar Județean Sălaj și Primăria Municipiului Zalău, după cum afirma la deschiderea evenimentului inspector pentru catehizare parohială, preotul Silviu Boha. Cu mare bucurie suntem astăzi la Catedrala Înălțarea Domnului pentru a vesti nașterea Domnului nostru Iisus Hristos prin colinde și de a-L colinda pe preasfințitul episcopul nostru Petron. Și anul acesta mulțumim celor care s-au străduit și colaboratorilor noștri, dascălilor, copiilor, pentru efortul deosebit care l-au făcut ca această zi să fie o zi de sărbătoare. La concertul care a avut loc în impunătorul locaș de cult a fost prezent și episcopul Sălajului. Astfel că pe parcursul unei ore, catedrala a răsunat de colindele aduse de grupurile de colindători de la școlile din municipiu și din județ. Prin colindele lor, elevii au reușit să aducă în inimile celor prezenți atmosfera sărbătorilor de iarnă.